Ora 18, bun găsit tuturor, sunt Gențiana, acum am urmărit cele mai importante știri ale după amiezii. În mai puțin de o oră începe protestul diasporei în Piața Victoriei. Potrivit organizatorilor, aproximativ 250.000 de oameni sunt așteptați la manifestația programată astăzi în fața guvernului, la un an de la reprimarea violentă de către jandarmerie a mitingului diasporei. Protestul este organizat sub emblema Diaspora vine acasă, dar și nu uităm ce ați făcut astăvară. Colega mea, Alina Sorocean, ne spune acum care este atmosfera acolo. Alina, te rog, bun găsit! Găsit peste 1.000 de oameni s-au adunat aici în Piața Victoriei pentru a striga nemulțumirile. Am văzut și un mic incident în urmă cu puțin timp. Câțiva jandarmi care au încercat să intre în perimetrul în care sunt protestatarii pentru a verifica o mașină, însă imediat au fost huiduiți și îndepărtați din Piața Victoriei. O să stăm acum de vorbă cu cei care au venit astăzi aici ca să strige nemulțumirile. Bună ziua, spuneți-mi, vă rog, de ce ați venit dumneavoastră în Piața Victoriei astăzi? Mărturisesc că noaptea fetelor de la Caracal m-a făcut să vin din Reșița până la București. Aș vrea acest guvern să asigure siguranța copiilor din România. Copiii la ora actuală, după cazul care s-a întâmplat, după fetele care a fost măcelărită de un ordinar, ar trebui să avem mai multă grijă la deplasarea lor, de acasă, la școală. Autoritățile trebuie să facă totul pentru acest lucru. În afară de această revoltă pe care o aveți legată de cazul Caracal, ce alte nemulțumiri aveți? Vi se pare că s-a schimbat ceva într-un an de zile? Nu, nimic, nimic. Nu s-a rezolvat nici jandarmii, acțiunea jandarmilor din 2018. Nu se știe ce, nu se știe acțiunea lor, nu se cunosc vinovați. Morții de la colectiv, la fel. Nimic nu s-a rezolvat. Deci autoritățile... Deci traiul de zi cu zi s-au mărit într-adevăr salariile, da. Au crescut prețurile și după câte am văzut a crescut și un pic inflația. Ce ne-ați spune premierului dacă l-ați vedea acum în față? Să facă un pas în spate. Vă mulțumesc foarte mult. Acesta este mesajul pe care le transmite toți oamenii, marea majoritate a celor care au venit astăzi aici în Piața Victoriei, ca executivul să plece acasă, să ia măsuri foarte clare, măsuri care să le asigure tinerilor și nu numai românilor, să le ofere siguranță pe stradă. Astăzi, așa cum vă spuneam, sunt peste 1.000 de oameni adunați aici în Piața Victoriei, dar sunt așteptați mult mai mulți, sunt așteptați și cei care vin dinspre Piața Revoluției în Piața Victoriei. Este foarte cald în continuare, tocmai din acest motiv se pare că nu au venit foarte mulți, dar sunt așteptați după ora 19 în fața guvernului mai mulți români, cei care vor să aprindă o lumânare, iată aici, în memoria victimelor de la colectiv, în memoria celor care în 2018, pe august, 10 august, au fost cazați aici, dar și în memoria Alexandrei și a Luizei, fetele care la Caracal și-au pierdut viața. Și pe tot acest motiv ați văzut că oamenii sunt revoltați pentru faptul că nu există o siguranță pe stradă și cer autorităților să ia măsuri. Mulțumim foarte mult, Alina, pentru această intervenție. Cu siguranță vom mai reveni la tine și pe parcursul orelor viitoare. Iată că ușor, ușor oamenii încep să se adune acolo în Piața Victoriei, la un an, practic, de la protestele sângeroase de anul trecut din acea zi. Un lucru este cert, între timp, România are nevoie, practic, de o schimbare mult mai profundă, de mentalitate la nivelul întregii societăți și mai ales la nivelul clasei politice. Asta spun oamenii care au ajuns deja în Piața Victoriei. S-au întors acasă de la mii de kilometri distanță, special pentru meeting. Forfota din Piața Victoriei a început încă de dimineață. Domnul din imagine are 60 de ani, iar în 1991 a emigrat în Italia. A protestat la Mineriadă și apoi de teamă s-a refugiat la Milano, unde a cerut azil politic. A fost
și anul trecut pe 10 august la protest și a revenit și anul acesta. Și-ar dori foarte mult ca românii exilați prin străinătate să poată reveni în țară. Trecut a fost aici 3 zile. 5 milioane de români care ar vrea să se întoarcă acasă. Dar în condițiile de nebuneală... Și v-ați mai gândit să vă întoarceți în România? Eu vin în fiecare an în România. Dar nu stați, nu să stați, doar în vacanță. Da. În piață au venit protestatari din toată țara. Cu toții spun că 10 august va rămâne în memoria lor, după ce mulți dintre ei au fost gazați sau loviți de jandarmi. Spuneți-mi, de ce ați revenit anul acesta în Piața Victoriei, dacă anul trecut ați fost lovit, gazat? Să cerem demisia, să plece guvernul. Pentru că e un guvern de tot nașpa. Cât de rău ați fost afectat anul trecut în urma... Foarte rău. Foarte rău. Am fost gazat, gazat și lovit. Stau în Oradea, lucrez în Germania. Spuneți-mi concret, ce le cereți guvernanților astăzi? Le cer să se unească și să facă, să scoată România din impas, pentru că România la ora actuală este în impas. Ce trebuie schimbat? Păi trebuie schimbat, trebuie în primul rând să intrăm în Schengen. Acolo trebuie lucrat foarte mult, să nu mai lucrăm cu schimbul ăsta valutar care ne afectează pe toți, în mod indirect sau direct. Trăiesc din bani publici și nu știu altceva decât să-și omoare semenii, să-și omoare. L-au omorât, l-au asasinat anul trecut pe Ilie Gâzea. Și poate sperăm că anul ăsta o să-și vadă treaba lor, să-și vadă de viața lor. Cei adunați în Piața Victoriei speră să nu se repete evenimentele de anul trecut și cu toții cer pedepsirea vinovaților care au dat comanda ca oamenii care protestau pașnic să fie bătuți și gazați. În paralel cu manifestația din Piața Victoriei, un protest are loc în fața sediului Ministerului de Interne din Piața Revoluției, de unde oamenii vor pleca la ora 19 în marș spre Piața Victoriei. Acolo se află și colega mea, Denisa Gelatu, care ni se alătură cu informații chiar acum. Denisa, ce se întâmplă în aceste momente în fața Ministerului de Interne? Bun găsit, Gențiana, bun găsit, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, oamenii au început să se adune aici în fața Ministerului Afacerilor Interne. Am văzut oameni cu copii, oameni mai în vârstă, cu tricolorul, dar și cu banere, care vor pleca de aici în marș către guvern. Traseul marșului este următorul: Ministerul Afacerilor Interne, sediul de ICOT, urmând să ajungă protestatarii la guvern. Organizatorul acestui protest spunea că se așteaptă să fie aici între 3.000 și 7.000 de persoane. De asemenea, spunea că iau alături pe jandarmii de la Dialog, care cooperează cu ei și îi vor însoți până la guvern. Acestea au fost informațiile. Mulțumim, Denisa. Un prim incident a avut loc înaintea mitingului din Piața Victoriei. Un protestatar s-a legat cu un lanț de mașina primăriei, care fusese adusă pentru a ridica o dubă amplasată în piață. În paralel, jandarmeria anunță că de această dată se va axa în primul rând pe Dialog la noul protest din 10 august. Eu am să vorbesc cu oameni. Dacă vor să luăm mașina, dar aici eu nu mă împotrivesc și nu voi mai face niciun act de ideea protest. Este... Opriți-vă aceste... jigniri, gata! Ideea este cum puneți dumneavoastră în discuție subiectul. Deși au anunțat că susțin dialogul la marele protest, încă de la primele ore de când oamenii s-au adunat în piață, tensiunile dintre jandarmi și protestatari au început. Un manifestant a adus o platformă, deși nu anunțase organizatorul de acest lucru și, potrivit protocolului încheiat cu autoritățile, nu are voie. Bărbatul s-a legat cu lanțuri de mașină în timp ce jandarmii îi solicitau să plece de acolo cu autoturismul. În tot acest timp, dialogul dintre jandarmi și protestatar a degenerat, iar restul de oameni au început să scandeze. Gestul protestatarului nu a rămas nesancționat de oamenii legii. Vor fi luate toate măsurile pentru ca cei care participă aici să fie în siguranță. De ce au protestatarii când nu vor să îndepărteze autoutilitara? Sunt colegi în dialog în continuare. În momentul în care o să avem alte informații concrete referitoare, o să vi le precizăm și pe acelea. Ce amendă i-ați dat și cui lui Dide? Conducătorul auto a fost sancționat contravențional, v-am explicat, pentru staționare în loc nepermis. Între timp, reprezentanții jandarmeriei au anunțat că misiunea de astăzi va fi focusată în primul rând pe dialog. Vreau să fie foarte clar pentru toată lumea. Nu este în interesul nimănui, să creeze situații tensionate, să escaladeze anumite conflicte. Vom fi prezenți aici pentru că asta este obligația legală și noi și colegii de la Poliția
Capitalei și cei de la ISU, tocmai pentru a preveni aceste lucruri. Și atât timp cât vom avea acest dialog deschis și transparent, sunt convins că nu vor fi alte probleme. Reprezentanții jandarmeriei au mai spus că vor fi dispozitive formate din echipe de dialog care vor asigura o comunicare atât cu organizatorii cât și cu cei care participă la manifestații. 10 august este una dintre marile tragedii post-decembriste, a declarat Klaus Iohannis înaintea protestului diasporei. Sper că azi guvernul să se abțină de la acțiuni de forță, a mai adăugat șeful statului. Iohannis nu a spus dacă va merge sau nu în Piața Victoriei diseară. Este clar că evenimentele de anul trecut din 10 august trebuie lucidate. Trebuie să vedem cine a dat comanda politică pentru așa ceva, ceva inimaginabil. Și îmi doresc tare mult că dacă astăzi are loc o manifestare de comemorare a ce s-a întâmplat anul trecut, să fie frumoasă, pașnică și sper foarte mult ca de data asta guvernul să se abțină de la acțiuni de forță și să nu facă decât ceea ce trebuie să facă, să păstreze ordinea cu calm. Dan Barna a transmis că membrii USR vor fi prezenți în Piața Victoriei cu ocazia manifestării care marchează un an de la protestele din 10 august 2018. Liderul USR a menționat că partidul său nu va face campanie și nici nu va strânge semnături. Dacian Cioloș a anunțat și el că va fi sâmbătă seara la protestul din Piața Victoriei. Nu cred că există convertire mai rapidă a datei în simbol precum în cazul lui 10 august. Se întâmplă asta pentru că 10 august are în el atât de multă speranță și emoție și atât de multă durere și frustrare cum puține evenimente au împletit în istoria noastră. 10 august are în el toată durerea României batjocorite, ai cărei cetățeni veniți de departe la un protest pașnic au fost fugăriți, bătuți și gazați de un stat care și-a folosit jandarmii nu pentru a proteja, ci pentru a împărți teroare și groază. 10 august are în el toată frustrarea României disprețuite că la un an de la acea atrocitate civică revoltătoare și după un vot care a arătat că așa nu se mai poate, povestea este împachetată în mușama, iar cei responsabili au fost sancționați prin promovarea pe alte funcții. A mai scris Dan Barna pe pagina sa de socializare. Acesta a transmis că a fost anul trecut la protest și a primit rația de gaz și bastoane distribuită de guvern, iar sâmbătă membrii USR vor fi din nou în Piața Victoriei. Am fost acolo anul trecut, ne-am luat rația de gaz și bastoane distribuită de guvern. Membrii noștri vor fi și astăzi în Piața Victoriei, printre cetățeni, alături de ei, așa cum suntem de 3 ani. Nu vom strânge semnături în piață și nu vom face acolo campanie. 10 august este de acum despre respectul României de pretutindeni. Respect diaspora, respect România, a concluzionat Dan Barna. Sute de oameni au plecat din toate colțurile țării dis de dimineață spre București pentru a participa la protestul din Piața Victoriei. Cei mai mulți dintre manifestanții din Iași, de exemplu, au un obiectiv concret. Doresc construcția autostrăzii A8, Ungheni, Iași, Târgu Mureș. Câteva mașini vor pleca dinspre Iași către București. La Bacău se vrea blocarea drumului care leagă Moldova de București pentru a arăta că moldovenii s-au săturat că încă o dată guvernul actual sfidează Moldova. Sătulă de minciună, Moldova se ridică. Îndemnați de acest slogan, sute de oameni au pornit spre capitală. Majoritatea dintre ei au fost și anul trecut, pe 10 august, în Piața Victoriei din capitală, unde au fost gazați și bătuți de către jandarmi. Supărați că într-un an de zile executivul nu a făcut un metru de autostradă care să lege Moldova de capitală, oamenii vin la București să se facă auziți. Iașul pleacă cu mai multe revendicări, printre care problema infrastructurii, care nu este rezolvată, problema izolării Moldovei este o problemă reală, și noi vrem să o transmitem atât la București, cât și pe traseu până la București. De ce merge astăzi la București? În primul rând, pentru ceea ce mi s-a întâmplat anul trecut, când a fost bătută și gazată. În al doilea rând, vreau să le arăt că nu mi este frică și toți cei care vom merge acolo în vrem să le arătăm că nu ne este frică. Organizatorii Asociației Împreună pentru A8 au anunțat că vor bloca pentru 10 sau 15 minute traficul pe drumul european E85 în zona Bacăului în semn de protest. Oamenii sunt supărați din cauza nepăsării guvernului de a dezvolta infrastructură rutieră. Așa că protestatarii și-au pus drapelul României la oglinzi, au afișat mesaje împotriva partidelor aflate la guvernare și au demarat spre capitală.
Povestea emoționantă a unei românce plecată de mulți ani în Germania a devenit virală pe internet. Jurnalistul Vlad Ursulean a filmat drumul femeii de la München până în Piața Victoriei. Ea povestește ce a determinat-o să se întoarcă astăzi înapoi și ce durere a simțit în suflet anul trecut când a văzut ce se întâmplă la București. În pieptul meu am două inimi. Una este în München și una este în România. Și fiecare are dreptul ei să existe acolo. Dar amândouă sunt pentru mine acasă. Și știi ce este trist? Acolo sunt Ausländer și aici tot Ausländer sunt. Deci niciodată nu ești considerat de a aparține deloc partid. Povestea Gabrielei a început în 2014 la alegerile prezidențiale câștigate de Klaus Iohannis. Era în Germania în autobuz cu soțul ei, care a observat că toată lumea din jurul lor vorbește română. Gabriela a întrebat-o surprinsă pe o femeie care stătea lângă ea de ce călătorește spre consulatul României. Aceasta se ducea să stea la coadă pentru a vota, la fel și restul oamenilor. Atunci a realizat Gabriela ce se întâmplă. Oamenii nu uitaseră de țara lor. Rolul diasporei este de a aduce valorile și democrația pe care o trăiesc ei, țările unde stau, unde trăiesc, să aducă aceste valori și în România. Și vrem să schimbăm societatea în bine. 10 august 2018 nu trebuie uitat niciodată, spune Gabriela. Ea nu a ajuns în Piața Victoriei atunci, a ieșit în stradă în Germania. Noi făcusem o oră, noi dansam și noi nu știam că în București lumea este bătută, este gazată, este împrăștiată cu tunuri de apă și în momentul în care cineva a venit și ne-a arătat, eu am simțit o furie că vedeam că sunt atacați oameni care sunt pașnici. Simțeam neputință. Mă simțeam vinovată de ce sunt eu aici și nu acolo să-mi ajut compatrioții. Și mă durea pur și simplu să văd ce le face la oameni. Plângeam de nervi când vedeam oamenii erau la pământ, cum plângeau, cum urlau. Și cum era atmosfera aia, să s-a făcut într-o dată liniște când am văzut ce se întâmplă. În momentul ăla aș fi vrut să fiu în Piața Victoriei. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a postat pe Facebook imagini de la sediul poliției locale a municipiului București. Edilul a fost în vizită mai devreme pentru a monitoriza pregătirile pentru protestul de astăzi. Pe camere se pot vedea Piața Victoriei și zonele pe unde trec manifestanții în drum spre Ministerul de Interne. Un sfert de milion de oameni sunt așteptați la protestul din Piața Victoriei din această seară. Weekend plin de evenimente în capitală, 17 la număr, sute de mii de persoane participante. Pe monitoarele poliției locale a municipiului București se observă deja pregătirile, a scris Firea pe Facebook. Protestul diasporei din 10 august 2018 s-a încheiat cu sute de persoane rănite sau bruscate în timpul unor scene violente prin care jandarmeria a încercat să reprime manifestația. Autoritățile au folosit gaze lacrimogene, tunuri cu apă, iar zeci de protestatari au fost bătuți de oamenii legii. Nimeni nu a fost tras la răspundere până acum. A trecut un an de la protestul diasporei, un an de când mii de români plecați peste hotare au umplut avioane și au format coloane de mașini pentru a arăta la oaltă în Piața Victoriei că le pasă în continuare ce se întâmplă în România. Iar mitingului diasporei i s-au alăturat alte zeci de mii de români din țară. Însă jandarmii aveau alte ordine. Manifestanții trebuiau reduși la tăcere cu orice preț. Era ordinul venit dinspre PSD-ul condus pe atunci de Liviu Dragnea. Și a început măcelul. De la o oră la alta, jandarmii deveneau tot mai agresivi, iar gazele lacrimogene erau pulverizate peste protestatari fără să se țină cont că acolo sunt și bătrâni și copii. Manifestanții erau atacați oriunde erau prinși și loviți fără milă. Oamenii nu s-au dat însă duși din Piața Victoriei. Ba dimpotrivă, se adunau tot mai mulți, iar jandarmii și polițiștii au mai primit un ordin: să blocheze toate căile de acces spre sediul guvernului. Așa se face că stația de metrou Piața Victoriei a fost închisă, iar oamenii au fost opriți în subteran. Iar pe toate străzile ce duceau spre piață, cei care voiau să ajungă la protest erau atacați cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene.
iar la ora 23, jandarmii au dat asaltul final. Piața trebuia golită, așa că au atacat cu toată forța. Sute de oameni au fost bătuți crunt, au ajuns la spital cu arsuri, s-au intoxicat de la gaze, însă nimeni nu e vinovat. Peste 500 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale pe 10 august 2018 și aproape 800 de plângeri împotriva jandarmeriei au fost depuse la parchetul general. A fost alertă în Maramureș, 12 turiști au fost răniți după ce mocănița în care se aflau a deraiat pe Valea Vișeului. În mocăniță se aflau 200 de călători la momentul producerii incidentului. Mai mulți turiști au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. În momentul deraierii a fost rănit și un copil. De asemenea, mai multe persoane au suferit atacuri de panică în momentul când trenul a sărit de pe șine. Cei 200 de turiști care vizitau Valea Vaserului în apropiere de Vișeul de Sus din Maramureș au trecut prin momente de panică atunci când locomotiva mocăniței a sărit de pe șină. Călătorii speriați au sunat imediat la 112, iar la fața locului au intervenit 7 echipaje de salvare. Norocul mare a fost că zona respectivă era cu acces auto. Deci asta a fost șansa mare, șansa și șansa noastră și șansa accidentaților. E vorba de faptul că locomotiva a deraiat și la deraiere a implicat primul vagon, l-a zdruncinat și acolo s-au produs accidentele în vagon. Mai mulți turiști s-au lovit în momentul în care și primul vagon a deraiat. Aceștia au fost transportați la spital și au primit îngrijiri medicale. 12 persoane au fost rănite ușor. Într-adevăr, acestea au fost preluate de către echipajele SAJ și SMURG și transportate la centrul de primiri urgențe Vișeul de Sus. De asemenea, au mai intervenit alături de pompieri și jandarmii montani și salvamontiștii. Trenul Mocănița este unul dintre cele mai mari atracții turistice din județul Maramureș. Traseul Mocăniței durează aproximativ 3 ore dus întors, iar calea ferată de 20 de kilometri străbate de fileul Văii Vaserului. A fost o nouă zi de audieri la Caracal. Unul dintre martori s-a prezentat la Poliția Municipală pentru a da explicații despre caz. Al doilea martor susține însă că nu a putut ajunge la secție pentru că avea treabă la câmp. Între timp, anchetatorii au revenit încă de dimineață în casa lui Gheorghe Dincă în căutarea de noi probe. Se face în continuare curățenie pentru a putea începe săpăturile. Investigatorii au în calcul inclusiv demolarea locuinței lui Dincă bucată cu bucată. A fost o nouă zi de audieri la Caracal. Unul dintre martori a mers la sediul poliției pentru a da declarații. Cel de-al doilea martor, care urma să fie audiat, nu a mai ajuns. Potrivit spuselor sale, avea de muncit la câmp. Între timp, perchezițiile în casa Groazei din Caracal au continuat și în prima zi din weekend. Oamenii legii au revenit pe proprietatea lui Gheorghe Dincă pentru a duce mai departe cercetările. Foarte multe resturi, haine și gunoaie au fost strânse și puse în saci pentru a fi verificate de către anchetatori. De asemenea, criminaliștii vor să înceapă cât mai repede săpăturile în gropile acoperite cu ciment și tunelurile de care vorbea chiar avocatul familiei Luizei, Tonel Pop. În aceste gropi, Dincă ar fi putut ascunde probe. Totodată, anchetatorii nu exclud demolarea locuinței lui Dincă bucată cu bucată. Și perchezițiile informatice aproape că s-au finalizat și există lucruri care îl pot incrimina pe Gheorghe Dincă, după cum a declarat avocatul familiei Luizei. Că are poate chiar mii de poze. De asemenea, trebuie să vă spun că ne-a fost imposibil să le vedem pe toate. S-au văzut în mare parte și au fost căutate anumite fotografii, cel puțin după descrierea lui. Deci a fost întrebat, măi, tu ai și ceva de genul acesta? Și atunci am încercat să căutăm acele fotografii, mă rog, parchetul, la care face referire. Era preocupat de tot ce înseamnă sex. Deci s-a dovedit prin această percheziție că avea obsesie pentru sex. S-a conturat un profil al lui deosebit de violent. S-a constatat din probatoriul administrat că este foarte violent pe de o parte și a bătut cam multe persoane din jurul lui, cel puțin, să zicem, stafful lui, pentru că are un anumit staff, oamenii care lucrau prin curte, oamenii pe care îi trimiteau să îi facă anumite servicii.
Criminaliștii așteaptă în continuare rezultatul IML după analiza rămășițelor recuperate dintr-o pădure de lângă Caracal. Dincă le-a spus anchetatorilor că acolo a dus rămășițele Luizei Melencu. O nouă ipoteză este lansată de specialiști în cazul crimelor de la Caracal. Psihologul criminalist Tudorel Butoi crede că Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu au fost omorâte și incendiate în acea zi. Sunt așteptate în continuare rezultatele probelor strânse în pădurea de lângă Caracal. Vorbim despre fragmente osoase, despre care Gheorghe Dincă susține că sunt ale Luizei. În opinia lui Tudorel Butoi, Gheorghe Dincă și-a început activitatea infracțională cu ani în urmă. Asta nu exclude faptul că bărbatul a putut avea în paralel o viață normală atât în familie cât și în societate. Modurile de operare s-au suprapus la copy-paste exact în sensul în care afirmam, atât pentru Alexandra cât și pentru nefericita Luiza. Omul este zguduit rău de tot, ca să pot să intrăm într-un limbaj din ăsta mai popular. Ucide în aceea zi, e lipsit de scrupule. Cei care au fost audiați până acum în cazul lui au început să-i construiască un portret de om violent care își domina apropiații. Cel puțin doi apropiați ai lui Gheorghe Dincă au fost chemați la poliția din Caracal ca să explice legăturile pe care le aveau cu suspectul. De-a lungul anchetei și discuțiilor și așa mai departe, acest psihopat sexual va da dovadă de foarte multă abilitate. Deci noi vedem finalul, ucide și incinerează. De unde l-a apucase pe el grija ca să ungă cu alifii rănile? Alea au fost pentru a liniști fata. Gheorghe Dincă i-ar fi ironizat pe procurori în timpul verificărilor casei sale de la Caracal. Bărbatul, care a recunoscut că le-a ucis pe Alexandra Măceșanu și pe Luiza Melencu, a spus că îi pare bine că anchetatorii fac curat în casă pentru că oricum vrea să o vândă. Este furie în localitatea prahoveană Boldescăieni, după ce o fetiță de 11 ani ar fi fost agresată sexual chiar de un vecin, acuză familia copilei. Mai mult, bărbatul de 50 de ani, prieten cu bunicul fetei, ar fi amenințat-o pe biata copilă că îi ucide părinții și pe fratele mai mic dacă suflă o vorbă. Acum vecinul este reținut și are dosar penal pentru agresiune sexuală și amenințare. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Aveți înregistrări? S-a întâmplat de mult acest lucru? Cum vi se par acuzațiile? Erați prieteni de familie, de ce ați făcut asta? Coșmarul fetiței se pare că dura de mai bine de 2 ani. Îngrozită, copila și-a mai luat însă inima în dinți și a povestit mamei și bunicilor ce îi se întâmplă. Deși a încercat să le spună de multe ori, cei din familie nu au crezut-o de la început. Mai ales că bărbatul de 50 de ani îi era amic bunicului copilei. Zis că copilul interpretează greșit. Păi el cunosc de multă vreme. Chiar de multă vreme am fost chiar prieteni, pot să spun, amici. Și n-am crezut. Păi am înțeles că el a filmat fata. Pe telefonul lui am înțeles că ar fi filmat-o. Când a realizat însă ce se întâmplă, bunicul a mers la poliție. Am fost sesizat de către un bărbat din orașul Boldescăieni despre faptul că fiica sa ar fi fost agresată de către vecinul, un bărbat de 50 de ani. Din primele verificări, se pare că minora, în vârstă de 11 ani, ar fi fost pipăită de către persoana bănuită, iar anterior, acesta ar fi pus-o să se dezbrace și ar fi fotografiat-o în ipostaze indecente. De asemenea, se pare că acesta ar fi amenințat-o să nu spună nimănui despre cele întâmplate. În cauza a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de agresiune sexuală și amenințare. Acum, fetița de 11 ani este consiliată de un psiholog. Urmează câteva zile în care vom simți că ne topim din cauza căldurii. Meteorologii au emis o atenționare de cod galben de caniculă pentru cea mai mare parte a țării. Valul de căldură va persista și se va intensifica mai ales luni și marți. Și disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Nu scăpăm de valul de căldură. În zilele următoare, un front de aer cald va persista deasupra țării noastre, iar temperaturile vor fi mai mari decât cele normale pentru această perioadă. Pe alocuri în zona de sud, mercurul din termometre poate urca și la 38 de grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică de cod galben pentru toate zonele de câmpie și de podiș, ce vizează acest val de căldură persistent. Temperaturile maxime vor fi cu
mult mai mari decât mediile climatologice specifice perioadei, se vor situa frecvent între 33 și 36 de grade. Și nopțile vor fi tropicale, iar în capitală valul de căldură va persista și se va intensifica, îndeosebi la începutul săptămânii viitoare. Dacă meteorologii dau atenționări de cod galben, medicii trag un semnal de alarmă și le recomandă oamenilor să evite să iasă din casă în orele amiezii și să consume cel puțin 2 litri de apă. Nopțile vor fi tropicale pe arii restrânse, acest lucru însemnând că temperaturile minime nu vor cobori sub 20 de grade. Atenționarea meteorologică de cod galben este valabilă pentru următoarele 3 zile, respectiv duminică, luni și marți. După acest val de căldură se apropie un front atmosferic mai rece, iar în prima fază temperaturile se vor mai tempera în vestul, nord-vestul și centrul țării și mai apoi în sud, cu ploi care pot avea și caracter torențial. Claus Iohannis a stat mai bine de jumătate de oră în piața Universității, unde PNL a dat startul strângerii de semnături pentru candidatura șefului statului la un nou mandat de președinte. Liberalii își propun să strângă cel puțin 2 milioane de semnături pentru candidatura acestuia. Mergem chiar în acest moment în piața Victoriei. Purtătorul de cuvânt al jandarmeriei, Georgian Enache, face declarații. L-ascultăm. Vreau să fac câteva precizări punctuale și foarte lămuritare cu privire la câteva aspecte. Așa cum v-am transmis, încă de la începutul acestei activități au fost instalate câteva filtre în principalele zone de acces către zona Piața Victoriei. Până în acest moment, aceste filtre și-au dovedit eficiența, în sensul că până în prezent a fost găsit asupra unei persoane un cuțit. Persoana a fost reținută, condusă la secția de poliție pentru dispunerea măsurilor legale. Totodată, aceste filtre vor fi menținute, în ciuda unor nemulțumiri care am văzut că au apărut în spațiu public. În aceste filtre nu sunt controlate toate persoanele, să ne înțelegem, să fie foarte clar. Sunt controlate în special persoanele care au asupra lor bagaje voluminoase sau persoanele asupra cărora ar putea plana anumite suspiciuni. Deci, în niciun caz, toate persoanele care intră în piață nu sunt controlate. Aceste filtre, vă spuneam, au fost făcute cu intenția clară de a preveni introducerea în zona pieței, acolo unde vor veni un număr destul de mare de persoane, pentru a preveni introducerea de obiecte și materiale care ar putea deveni la un moment dat un pericol. Recomandăm tuturor să menținem aceeași linie de dialog, deschidere, transparență, comunicare cu forțele de ordine. Nu vrem să găsim situații așa cum a fost una mai devreme, atunci când colegii de-ai mei, polițiști, au vrut să verifice anumite aspecte semnalate în zonă, iar din partea unor grupuri de persoane au întâmpinat rezistență, cel puțin verbală. Încă o dată vom rămâne aici până când toată activitatea se va termina. Facem același apel la calm. În continuare, mai avem de gestionat o activitate, un marș care va începe cu ora 19 din zona Piața Revoluției către zona Piața Romană. După cum bine știți, și acolo vom avea efective pentru a ne asigura că pe traseu nu vor fi niciun fel de probleme. A fost un accident de ce s-a întâmplat atunci? Despre acel incident vorbeam atunci când colegii de-ai mei împreună cu polițiști s-au dus să verifice niște aspecte sesizate despre care vă va vorbi colega mea. Și au fost întâmpinați cu oarecare reticență și agresivitate verbală, să spun așa. Că până la ora 17, când va începe acțiunea de protest, acea mașină, acea auto-utilitară nu va mai fi în piață. Da. A trecut, e ora 19 aproape și încă e acolo. Și tocmai din cauza aceasta a apărut acel incident. Ok, vă va detalia colega mea aspecte ce țin de competența lor strictă cu privire la acea misiune. Voi reveni după ce termină cu colegii mei pentru alte întrebări. Dar mulțumesc. Ce sancțiune riscă bărbatul asupra căruia s-a găsit cuțitul? Fapta este infracțiune. Urmează ca după ce colegii mei vor întocmi toate documentele necesare și vor stabili o încadrare juridică preliminară, să vă transmitem și acest lucru. Mulțumesc!
scurte detalii din partea purtătorului de cuvânt al jandarmeriei, Georgian Enache, cu privire la micile incidente care s-au registrat până la această oră, cu privire la protestul ce are loc în aceste momente în Piața Victoriei. Sunt dispozitive minime amplasate acolo în piață ale jandarmilor, care vor fi, bineînțeles, dimensionate gradual în funcție de numărul celor care vor participa la această adunare publică. Mergem acum să ascultăm și pe Diana Sarca. Plastic. Acele erau obiectele pe care le-a văzut. Nu s-a impus vreo sancțiune, nu exista motivație. De asemenea, am văzut că au apărut în mediul online anumite filmări cu autoturisme, două autoturisme mai precis, care au fost oprite în trafic și verificate, nicio persoană nu a fost sancționată, nu s-au descoperit obiecte sau bunuri interzise la deținere. Vă mulțumesc. Mașina despre care spuneați că până la ora 17 ori veți convinge, ori o veți scoate din piață, ce se întâmplă? Încă e acolo. Au fost făcute verificări. Nu există la acest moment niciun pericol legat de acest autovehicul. Nu era ideea că spuneați că nu este trecută pe desfășurătorul protestului și că nu are ce căuta acolo. Ar trebui scoasă până la ora 17. Organizatorii au căzut de acord. Nu s-a înregistrat niciun eveniment legat de acest vehicul. În continuare desfășurăm activitatea. În situația în care s-ar impune ceva, se va acționa. Vă mulțumesc. O să intre și colegul nostru de la aici. Diana Sarca, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, de asemenea scurte detalii despre cele întâmplate până în acest moment în Piața Victoriei. Mergem acum și în Piața Revoluției, pentru că, iată, paralel cu protestul care are loc în fața executivului, vorbim și despre o manifestație în Piața Revoluției, cum vă spuneam, unde deja oamenii au început să plece în marș pentru a se alătura celor aflați deja în fața executivului. O vedem în imagine în aceste momente și pe colega mea, Denisa Gealatu, îi însoțește pe protestatari pe traseu. Denisa, te rog, spune-ne, te rog, ce se întâmplă în aceste momente. Într-adevăr, protestatarii care s-au adunat în fața sediului Ministerului Afacerilor Interne au plecat de la Ministerul Afacerilor Interne către guvern în marș. Traseul marșului este următorul: Ministerul Afacerilor Interne, DICOT, guvern. Se strigă demisia, se strigă jos corupția. Ieșiți din casă dacă vă pasă. Imagini în direct, așadar, în aceste momente, cu protestatarii care au plecat în marș în aceste clipe din Piața Revoluției, din fața Ministerului de Interne, pentru a se alătura celor aflați deja în Piața Victoriei, în fața executivului. Se va face juncțiunea între demonstranți. Practic, oamenii se alătură unui scop comun. Cele întâmplate anul trecut, pe data de 10 august 2018, să nu se mai repete și anul acesta la protestul despre care vorbim și noi în aceste momente. Pe de altă parte, am putea spune că jandarmii și-au învățat oarecum lecția după protestele care au degenerat anul trecut, iar anul acesta clar nu mai vor incidente la mitingul din Piața Victoriei. Au spus în repetate rânduri jandarmii că misiunea lor din acest an va fi dialogul. Iată, s-a făcut în repetate rânduri apel la dialog. Și vreau să mergem chiar acum în Piața Victoriei, revenim acolo pentru că la ora 19 va începe o ediție specială moderată de colegul meu Tudor Mușat. Pregătirile sunt pe ultima sută de metri. Bun găsit, Tudor, te rog să ne spui care este atmosfera la tine, cine sunt invitații cu care vei dezbate acest nou protest al românilor de pretutindeni. Bună seara tuturor! Ne pregătim într-adevăr de o ediție specială de aici, din Piața Victoriei, unde, după cum vedeți, se țin deja discursuri, continuă să vină foarte multă lume în acest moment, e foarte multă gălăgie. E de așteptat ca odată cu căderea serii probabil să se strângă și mai multă lume. Noi o să discutăm cu invitații care sunt jurnaliști, politicieni, analiști, actori, oameni din societatea civilă de-a lungul celor 3 ore și jumătate. O să vorbim despre ce înseamnă 10 august 2019. E despre două lucruri în principal. Odată despre chemarea la raport a celor de la putere care i-au umilit pe cei care în Piața Victoriei anul trecut cereau o Românie mai bună și în schimb au primit bastoane și gaze lacrimogene. Știm foarte bine că e un dosar care nu s-a clintit până acum, a fost doar plimbat între parchete, dar n-a produs niciun vinovat,
niciun responsabil, nicio măsură concretă. Avem un fost ministru de interne care nu mai e în funcție. Avem niște responsabili din jandarmerie care s-au tot rotit între ei, direct implicați și direct vizați chiar de acest dosar, de urmărirea penală, dar care nu și-au părăsit nici ei funcțiile. Despre asta este așadar în primul rând acest protest. E despre găsirea vinovaților, despre tragerea la răspundere a celor care au procedat în acest fel abuziv cu românii care au ieșit în Piața Victoriei anul trecut, dar mai este despre ceva, mai este evident despre reiterarea acelor deziderate enunțate, strigate aici în Piața Victoriei anul trecut. Ne amintim de la ce a plecat, de la un meeting al diasporei, care a vrut să vină în România și să arate autorităților că pleacă inclusiv din cauza lor, inclusiv din cauza lucrurilor care nu se schimbă, inclusiv din cauza lipsei unui sistem de educație, a unui sistem de sănătate corespunzătoare și toate lucrurile astea e de presupus că vor fi din nou exprimate cu tărie aici de cei care se vor aduna. Vă ținem la curent și discutăm despre toate astea în ediția specială de aici, din fața Guvernului, din Piața Victoriei din Capitală. Suntem cu ochii pe tine, Tudor, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Iată că România iese din nou în stradă, așadar pe data de 10 august, după ce, așa cum preciza și colegul meu Tudor Mușat puțin mai devreme, la un an de la momentul în care mii de diasporeni au venit în fața guvernului, acolo unde alături de alte zeci și zeci de mii de conaționali au încercat să transmită faptul că vor măsuri care să aducă armonie și prosperitate în țară. Ne aducem aminte cu toții au fost alungați cu bastoane, tunuri cu apă și gaze lacrimogene. Suntem în continuare cu ochii pe ceea ce se întâmplă în Piața Victoriei în aceste momente. Luăm o foarte scurtă. Din nou în direct, celebrul milionar american Jeffrey Epstein, apropiat unor celebrități precum Donald Trump, Bill Clinton, Chris Tucker, Kevin Spacey, s-a sinucis în închisoare. Epstein, în vârstă de 66 de ani, s-a spânzurat în celula sa dintr-o închisoare din New York, unde aștepta să fie judecat pentru agresiuni sexuale asupra unor minore, scrie New York Times, care citează responsabil sub acoperirea anonimatului. Epstein a fost arestat pe 6 iulie pentru trafic de minori în New York și Florida în perioada 2002-2005, fapte pentru care risca o condamnare de până la 45 de ani de închisoare. Finanțistul, a cărui avere era estimată la 500 de milioane de dolari, a pledat nevinovat. Epstein nu era la prima tentativă de sinucidere. În data de 24 iulie, a fost găsit în stare de inconștiență și cu răni la gât în celula sa, după ce, cu 6 zile înainte, i s-a refuzat dreptul de a ieși pe cauțiune din închisoare. Potrivit celor mai recente acuzații, angajați și prieteni ai bancherului l-au pus în legătură cu minore, cele mai tinere având 14 ani. Epstein a întreținut relații sexuale cu acestea, deși știa că au sub 18 ani. El le-ar fi plătit pe tinere cu bani gheață pentru masaje, dar ulterior le-a agresat sexual sau le-a abuzat. Procurorii care se ocupă de acest caz spun că unele victime au fost apoi oferite de Epstein altor persoane pentru servicii sexuale. În urmă cu 11 ani, Epstein a fost condamnat la 18 luni de închisoare, după ce a pledat vinovat la acuzațiile de solicitare a serviciilor unor prostituate. Sentința i-a fost apoi redusă la 13 luni, cu un an de supraveghere judiciară, însă Epstein a fost înscris în Registrul Național al Infractorilor Sexuali. Anul trecut, cotidianul Miami Herald a dezvăluit că Epstein a beneficiat de un regim de detenție lejer în urma unei întâlniri între avocatul său și actualul șef al Departamentului Muncii din Statele Unite, Alexander Acosta, atunci procuror șef în Miami. Înțelegerea ar fi fost ținută secretă față de victimele acestuia. Ulterior, Epstein a continuat să fie prezent în viața socială, fiind apropiat al unor personaje celebre precum Woody Allen și prințul Andrew al Marii Britanii. Epstein s-a numărat printre fondatorii fundației Clinton. El i-a asigurat de mai multe ori fostului președinte american Bill Clinton transportul în străinătate cu avionul său privat. Printre cei care s-au bucurat de același mijloc de transport pentru deplasări în interes caritabil în Africa, s-au numărat și actorii Kevin Spacey și Chris Tucker. Gest de o impresionantă umanitate venit din partea actorului Richard Gere, protagonistul celebrei pelicule Pretty Woman, le-a adus mâncare și apă celor 121 de migranți aflați pe un vas care navighează în largul coastelor Italiei și a cerut ca aceștia să fie lăsați să coboare pe uscat. Aflat în vacanță în Italia, Richard Gere a văzut la televizor drama pasagerilor de pe vasul ONG-ului spaniol, în care se aflau 121 de imigranți salvați din bărci pneumatice din largul Libiei cu 8 zile în urmă. În tot acest timp, vasul plin cu imigranți a fost refuzat de fiecare dată când a încercat să ancoreze într-un port, iar proviziile celor aflați la bord s-au împuținat îngrijorător.
Actorul în vârstă de 69 de ani a luat imediat legătura cu organizația Open Arms, oferindu-se să vină în ajutor. Două zile mai târziu, el a venit pe navă cu apă și mâncare și a cerut într-un mesaj emoționant ca migranții să fie lăsați să coboare de pe vas. Now, the most important thing for these people here is to be able to get to a free port, be able to get off the boats, get on land, and start a new life, be taken care of, and make a life for themselves. So, please support us here with open arms and help these people, your brothers and your sisters. În momentul în care vasul fundației Open Arms a ajuns în largul coastelor italiene, ministrul italian de interne Matteo Salvini a declarat că a cerut Spaniei să preia migranții în condițiile în care ONG-ul este înregistrat în această țară. Însă guvernul de la Madrid susține că nu a primit nicio cerere oficială de la Roma. Cel puțin 60 de oameni și-au pierdut viața, iar alți 70 au fost răniți în Tanzania în urma exploziei unei cisterne. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Incidentul a avut loc în orașul Morogoro, situat la circa 200 de kilometri vest de capitala Dar es Salaam. După ce un camion cisternă plin cu țiței s-a răsturnat în urma unui accident, un șofer de taxi și mai multe persoane din zonă s-au îndreptat spre vehicul să recupereze carburantul. În acel moment s-a produs o explozie puternică. Cel puțin 60 de oameni și-au pierdut viața, iar alți 70 au fost răniți, a anunțat presa locală. Există însă temeri că bilanțul s-ar putea înrăutăți, au declarat martori citați de BBC, în condițiile în care numeroși răniți care au suferit arsuri foarte grave se zbat între viață și moarte. Incidentele de acest gen au loc frecvent în țările africane, în condițiile în care oamenii sunt dispuși să riște pentru a sustrage combustibil din conducte sau din rezervoare. Luna trecută, 45 de oameni și-au pierdut viața în urma exploziei unui rezervor de petrol din nordul Nigeriei. O veste tristă vine din lumea showbizului. Actrița și cântăreața australiană Olivia Newton-John, în vârstă de 70 de ani, a dezvăluit în cursul emisiunii televizate 60 de minute că suferă de cancer în fază terminală și că nu știe cât mai are de trăit. Pentru moment la știri, doamnelor și domnilor, în continuare suntem foarte atenți la ceea ce se întâmplă în Piața Victoriei, acolo unde, pentru a arăta că au în continuare aceleași dorințe și idealuri pentru țară, dar și nemulțumiri față de autorități, românii, iată, ies din nou în stradă, dar și în mari de orașe din țară și de peste tot din lume. Ca și anul trecut, coloane de mașini vin spre capitală din colțurile țării, există însă și o mobilizare masivă a forțelor de ordine, zeci de dube și camioane ale jandarmeriei fiind parcate pe toate bulevardele din jurul Pieței Victoriei. Nu uitați, în doar câteva minute începe o ediție specială moderată de colegul meu Tudor Mușar, care alături de invitații săi va dezbate acest nou protest al românilor de pretutindeni. Ne revedem la ora 22, rămâneți pe D1 TV.